În comuna Cușmir, oamenii legii au împărțit astăzi pliante de informare privind modul în care victima violenței domestice trebuie să se protejeze în încercarea de a combate violența domestică în mediul rural, unde numărul victimelor este mult mai mare decât în mediul urban. Polițiștii au desfășurat mai multe acțiuni de informare pe străzile din Cușmir. Vrem o campanie de prevenire a violenței domestice. Violența domestică este un subiect tabu, un subiect care se întâmplă în familie și de cele mai multe ori victimele nu au curajul să solicite ajutor atunci când se află într-o situație de risc. Vă oferim un client cu informații utile pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, despre cum se emite un ordin de protecție și informații utile, puteți să identificați ce înseamnă o situație de risc și unde puteți să cereți ajutor atunci când de cele mai multe ori, victimele violenței domestice se simt fără apărare și lipsite de sprijin, în special femeile din mediul rural. În cele mai multe cazuri, acestea nu vorbesc despre ceea ce li se întâmplă. Nu raportează polițiștilor agresiunile la care sunt supuse, nu cunosc centre precum adăposturile pentru victimele violenței domestice și rămân astfel prizoniere în aceeași casă cu agresorul. Polițiștii au desfășurat pe străzile din Cușmir acțiuni de prevenire a actelor de violență domestică, împărțind pliante utile cât mai multor doamne. Polițiștii din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității au organizat și desfășurat împreună cu secția 6 Poliție Rurală Cușmir activități de informare, educare și conștientizare a populației dedicate prevenirii violenței domestice în mediul rural, urmărind asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Scopul principal al acțiunilor a constat în informarea cetățenilor cu privire la modalitățile de prevenire a infracțiunilor contra violenței domestice, creșterea gradului de protecție a victimelor prin activități de popularizare a ordinului de protecție. Principalele activități desfășurate de polițiști în cadrul activităților au constat în adresarea de recomandări antivictimale în scopul prevenirii responsabilizării cetățenilor cu privire la măsurile de autoprotecție, informarea cetățenilor privind unele prevederi legislative referitoare la infracțiunile comise cu violență și distribuirea de materiale cu informații preventive. Prin mai multe campanii și acțiuni de prevenire și combatere a violenței domestice, acest fenomen atât de des întâlnit în România poate fi diminuat, în special în mediul rural, unde numărul femeilor abuzate este mult mai mare decât în mediul urban.